Deșteptarea. Bună dimineața din Deșteptarea de vară. Valeriu Gheorghiță, cel care coordonează campania de vaccinare, spune că lucrurile se vor înrăutăți în România din punct de vedere al pandemiei. El așteaptă ca în 4 săptămâni să fie peste 2000 de cazuri zilnice. Mă rog, mie îmi pare că e o țară optimist, pentru că deja săptămâna trecută eram la 1000 și ceva. Ieri au fost 864, dacă nu mă înșel. Și, mă rog, lucrurile au venit așa, treptat, de pe la 100 de cazuri zilnic, cam în termen de o săptămână, două. Au crescut foarte tare. Oricum nu stăm foarte bine nici la capitolul vaccinați, pentru că am impresia că suntem pe ultimul loc prin Europa. Penultimul. Sau... Întotdeauna ne rămâne Bulgaria să... Norocul Bulgariei, da. Să rezolve această chestiune, dar ne merge foarte bine schema de vaccinare falsă sau în fals. Da. Noua... Am văzut la Digi24 că se poate cumpăra cu 100 de euro. Asta e foarte interesant. Făcea un turist o declarație și cumva seamănă cu ce spuneai tu ceva mai devreme. Pandemia, chiar credeți în ce? Eu nu o să cred și nu cred și nu o să cred niciodată. Apropo de pandemie, spunea turistul ăsta, intervievat de un reporter. Am văzut. Dar de altă dată făcuse de două ori COVID, dar tu nu credea. Adică e ceva, cam așa e și cu certificatul ăsta fals. Bă, dacă nu crezi în pandemie, foarte bine, bravo tău, e dreptul tău să zicem, știi? Bravo ție. A, de ce te duci să scoți certificatul ăla? Adică... Nu știu, ca să pleci din țară, să nu mai să te primească în avion, să nu stai în carantină. Poți la să întoarce, pleci și cu un test. A, poți să pleci, poți cu, să pleci cu un test. De ce și trebuie să dai 30 de lei, nu e... Ca fraierul, sute de euro pentru o chestie în care nici măcar nu crezi. Am impresia că totuși în străinătate este mult mai descerut. Vorbeam cu cineva care a venit de la Paris și mi-a spus că, cum se cheamă, pas sanitar, așa se numește, era cerut peste tot. Peste tot, dar peste tot. Adică nu a existat loc unde să intre și să nu... Mai puțin în mijloacele de transport. Păi și un certificat din ăsta cât costă în România? 100 de euro, auzeam, la știri, nu? Da, da. 100. Nu se compensează cumva? Adică... Da. În fine, acum noi, din weekendurile astea pe care le-am petrecut la mare, am văzut nu, și nu aglomerația e problema, ci nerespectarea multor reguli. De fapt, asta e problema. Dar poate până la urmă este o chestiune care ține de natura umană. Adică lumea s-a obișnuit, sunt 2 ani aproape de lumea când... s-a vaccinat, o parte din ea. O parte dintre oameni s-a vaccinat, o parte dintre oameni au trecut prin boală. Și atunci te mai relaxezi cumva, știi? Sigur că știi te mai relaxezi. Vaccinat, știi? Plus că puterea opiniei publice este foarte mare. Dacă în jurul tău nu se respectă tipul ăsta de reguli și semnalele care vin din partea instituțiilor statului sunt mai curând moi, atunci lumea va decide că e ok să meargă așa mai departe, indiferent de costuri. Poate 1000-2000 de cazuri nu par foarte multe. Am avut noi și 8000 și 11000, am avut spitalele pline. Acum suntem departe de lucrul acesta, poate și măsura aceea cu școala în care teoretic nu se mai închide la 6, decât de la 6 la 1000, ceea ce e foarte greu de ajuns. Poate de asta a apărut măsura asta. Și, oricum, toamna se anunță mai grea din punctul ăsta de vedere, dar dacă mă întrebați pe mine, parcă nu la fel de grea, adică... Decât cea din anul trecut sau... Decât primăvara trecută. Da, acum, indiferent de ce spunem noi, important e ce simt ascultătorii noștri și pe la ei aș vrea să apelăm, da, în următoarele minute și să îi întrebăm cum se mai raportează ei la pandemia asta. Dacă mai sunt speriați, dacă nu mai sunt speriați din diverse motive. Uite, nu mai sunt așa de speriat pentru că m-am vaccinat. Ăsta este felul meu de a mă relaxa. Poate alții își cumpără un certificat din ăsta pe 100 de euro și se relaxează. Poate alții au trecut prin boală și sunt relaxați pentru că au anticorpi. Păi, hai să invităm la dezbatere, mai ales că asta va domina următoarele săptămâni. Sunteți mai curând optimiști sau pesimiști în privința acestei pandemii? Vi se pare ceva desperiat, ceva care vă îngrijorează sau e un moment pe care trebuie să-l depășim? Mai vedeți venind restricții sau măsuri de genul acesta?
ne consultăm, vedem și noi ce credem unii și alții despre situația asta care se așterne în fața noastră. Te uite ce spun ascultătorii, Cătălin. Bună dimineața, domnilor, nu mai poartă nimeni mască. Mă stresează enorm că știu că trebuie să intru undeva și știu că voi fi singurul cu mască și voi fi privit ca un proscris. Se întâmplă asta din ce în ce mai des. Am intrat acum 20 de minute într-o benzinărie și din 10 persoane, doar eu aveam mască, inclusiv angajați. Eu zic că vom ajunge iar la restricții, restricții care mă vor afecta și pe mine, cel vaccinat și cu mască. Dacă vor fi restricții din astea românești pe hârtie, adică părerea mea e că autoritățile române nu s-au înghesuit foarte tare, adică nu au vrut să necăjească lumea aplicând restricții. Restricții reale au fost în alte țări. Mă uitam la greci cât au suferit în timpul acesta. Deci nu aveau voie să iasă din cartiere, au avut restaurante închise. Puteai să iei mâncare doar la pachet. Adică România nu s-a confruntat cu niște restricții decât cele de pe hârtie anunțate așa la televizor. Asta și pentru că pandemia s-a suprapus cumva pe perioade electorale, nu? Da, o parte din ea, dar în primăvară n-a mai fost nicio perioadă electorală. Bun. Ar fi bine să se impună restricții ca în Franța, ne scrie Vasile din Zalău. Bine, în Franța am văzut și foarte mari proteste împotriva celor restricții, care sunt, într-adevăr, comparativ cu ce se întâmplă la noi, chiar sunt draconice. De ce nu discutați nimic despre testele PCR care acum scot mii de pozitivi, iar peste două luni nu vor mai fi luate în considerare pe motiv că au o rată mare de eroare? Laur din Câmpina întreabă treaba asta. Da, pentru că între timp știința a avansat. Ceea ce spuneți dumneavoastră aici este că primul test de sete, de primul set de teste PCR este considerat de către autoritățile americane mai puțin relevant față de zecile de variante care au apărut între timp. Și în ăștia 2 ani, diverse companii farmaceutice au inventat chestiuni mult, mult mai sensibile, care află lucruri mult mai rapid și mult mai bine decât primele teste PCR. Gândiți-vă în felul următor, că noi nu eram pregătiți pentru așa ceva și am făcut teste PCR ca singura armă pe care aveam la dispoziție. Astăzi, în Statele Unite, că de acolo a plecat chestiunea asta, sunt zeci de alte teste, și când zic zeci, zic puțin, sunt sute de alte variante de teste PCR care identifică mult mai bine această boală. Eram atât de nepregătiți încât la început îți aduce aminte că am purtat cu toții măști neconforme. Evident, acum s-au închis, s-a interzis. Eugen din Timișoara ne salută și spune așa: nu am crezut, nu cred, nu voi crede niciodată în ceva ce nu s-a dovedit. Asta este părerea mea despre pandemie. Ideea este că nu cred în pandemia asta nici cei care s-au îmbolnăvit de două ori. Mă uitam la ce declarat turistul de asta am văzut și eu cu ochii mei la o coadă, știi? Când era un cetățean care, mă rog, trebuia să intre într-o patiserie unde oamenii din patiserie se organizaseră. Explicația era simplă: patroana de acolo a avut COVID și femeia se păzea și a scos masa de vânzare în față, închisese înăuntru. Oamenii nu voiau să poarte mască când intrau. Și omul a spus: dar am avut de două ori, nu e o problemă pentru mine. Ok. Nu e o problemă. Bună dimineața. Probabil va fi o selecție naturală a celor care nu au vrut sau nu au putut să se vaccineze. Dar oricum este absolut ireal cum românii noștri nu vor să accepte știința, sau unii din românii noștri nu vor să accepte știința și faptul că vaccinurile salvează vieți. Sunt de acord cu masca sau spălatul des pe mâini, nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinului, nu există, nici cu atâta propagandă corona la radio. Uite, ăsta e un experiment foarte interesant, pentru că noi întreaga luna august este pentru prima dată, de fapt, când vorbim despre asta în program. În programul nostru, da, la știrile Europa FM, evident, da, că au fost informații pe tema asta. Da. Deci și în momentul în care auzi pe cineva spunând, vorbind despre asta, spui că e propagandă. Când tu n-ai mai vorbit de o lună. Da, e un pic cam mult, adică încercați să vă temperați.
Bună ziua, mă numesc Gabriel din Arad. Părerea mea este că testele PCR și cele rapide sunt foarte scumpe. Dacă le poți face, dacă le-ai putea face mai ieftin, lumea s-ar testa mai mult și așa am putea ține sub control virusul. Păi, testele nu sunt gratuite în... Cele pe care ți le face statul dacă ești bolnav. În rest, cele la cerere sunt 30 de lei, alea mici... Cele 20, rapide? Da. 30 de lei, ok. 20-30 și PCR-ul e spre 300, dacă nu. Spune ascultătorul nostru că la noi sunt prețuri exagerate față de alte țări, da, unde sunt gratuite. Uite și de exemplu Franței. Există multe metode. Și în Austria îți oferă autoritățile diverse teste gratuite. Sunt autorități care și-au asumat după posibilitățile statelor respective. Da, uite că ne plângem că sunt testele scumpe, dar pe de altă parte, să știți că la Brașov, ne spun ascultătoare, cunosc peste 7 persoane care au plătit 300-350 de lei și acum figurează ca și vaccinate. Ok. Asta e o... Acum știți cum e, dacă au făcut chestia asta, virusul nu știe că au hârtie. Metoda completă. Plătești, mergi la completa formulare, lași buletinul, te duce în cabina de vaccinare, ți se arată doza, apoi este ruptă și aruncată în coș. Ți se pune plasture și apoi aștept 10 minute. Cam așa merge treaba la Rădăuți, ne spune ascultătorul nostru, cam asta ar fi. Bănuiesc că da, e o metodă universală. Dar arată. Nu e mai multă lume acolo, adică... Păi da, dar nimeni nu vede ce faci tu în cabina de vaccinare, dacă te înțeapă cu vaccinul sau nu. Erau mai multe, când am fost eu, erau mai multe doamne asistente, era și un domn doctor, adică întreagă complicație să mai faci și din personalul ăsta. Rămâne câte unul singur acolo, așa. Cum o fi personal, la câtă lume se mai duce să se vaccineze, probabil și foarte mult personal a fost trimis acasă. Da. Cam așa. Este problema cea mai mare în România, văzută de afară, este percepția că scapi ușor dacă încalci legea. Falsurile făcute cu complicitatea medicilor mi se par ireale. Da, din păcate trebuie să vorbim și despre medici care fac treaba asta. Că ne place, că nu ne place, asta este realitatea. Gata, hai să terminăm și noi cu pandemia, că... De aia a fost o pandemie scurtă în dimineața asta. Zice cineva aproape că pandemia nu mai există, așa arată cotidianul și lumea din jurul meu, Gabriela semnează, din cauza celor care nu cred că există și a celor care refuză vaccinarea, ceea ce urmează nu-i chiar roz. Da, o să avem vreme să vorbim, am luat pulsul în dimineața asta, dar începe toamna... Sunt convins că o să ne izbim de un milion de probleme și o să avem de luat un milion de decizii pe tema asta. Deșteptarea